Șoferul microbuzului de pe ruta 145 care ar fi reușit să înghesuiască 43 de pasageri în vehiculul pe care îl conducea a fost identificat de poliție. Potrivit forțelor de ordine este vorba despre un bărbat de 63 de ani. În data de 11 aprilie acesta ar fi luat la bord 43 de pasageri cu 26 mai mulți decât admit caracteristicile tehnice ale vehiculului. Atunci imaginile cu pasagerii care ieșeau din microbuz au fost plasate pe o rețea de socializare. După ce l-au identificat, forțele de ordine l-au amendat pe șofer cu 700 de lei. Mai mult, acesta s-a ales și cu trei puncte de penalizare. Totodată, pe parcursul săptămânii trecute, polițiștii din Chișinău au verificat mai multe microbuze la stațiile Terminus, dar și la gara Autosud. Aceștia au înregistrat zeci de nereguli admise de șoferii de maxi taxi. Printre ele se numără exploatarea vehiculelor cu defecte tehnice sau amplasarea neautorizată a publicității pe vehicule. Totodată s-a constatat că unii șoferi transportă pasageri chiar dacă nu au permis de conducere de categoria necesară. Prin urmare, 16 șoferii șoferi au fost amendați cu până la 750 de lei și 3 puncte de penalizare. Tot cu amenzi de câte 3000 de lei fiecare s-au ales și doi administratori de firme care au admis în trafic microbuze defecte, iar două microbuze au rămas fără plăcuțele de înmatriculare pentru că nu aveau trecută revizia tehnică. Poliția Capitalei va continua să verifice microbuzele de rută pentru a garanta siguranța călătorilor.